Ei nu sunt doar supărați pe presă, la fel. Ei nu sunt doar supărați pe românii din diasporă. Ei nu sunt doar supărați pe românii care s-au prezentat sau nu la referendum. Ei nu sunt doar supărați pe judecătorii care au ținut cu ei sau nu la Curtea Constituțională. Ei nu sunt supărați doar pe procurorii care țin cu ei sau nu înainte și după referendum. Dom'le, ei sunt supărați pe țara asta întreagă. Că e mică, că e amărâtă, că e nenorocită, că nu e deloc buricul pământului și vai dăm mama ei și atunci te întreb de ce Crin și cu Băsescu mai stau în această țară? De ce nu emigrează ei? De ce nu pleacă în Spania și în Italia să culeagă căpșuni? Și eu vă spun de ce nu pleacă. Fiindcă ei câștigă enorm de aici din România. Că dacă n-ar fi câștigat nimic, ar fi plecat de mult. Puneți-i la această încercare și ziceți-le, bă, dacă tot e țara mică și în criză, bă, de ce nu vă duceți, mă, de ce nu emigrați? Tu, comandant de nave, cum se laudă Băsescu, preia o navă a flotei norvegiene, dacă îi ori dau ea pe nume, pe mână, iar Crin să se ducă să predea istoria unde vrea el, în America, dacă, sau în Spania, repet, sau în Franța, dacă România e o țară mică și amărât. De ei stau ca să-și mai câștige și ei niște miliarde de euro în fiecare an și să mai sărăcesc dumneavoastră în fiecare an, binișor, binișor, puș, 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 puș. Nici n-a simțit în 23 de ani cât de săraci ați devenit. Așa au reușit să vă facă cu capul acești ciocoi din fruntea țării. Dar acum, trecând de la una la alta, să mai, până să ne întoarcem la mesaje, să ascultăm încă o dată imnul, unul din imnurile Partidului Popular, că avem mai multe melodii, și apoi să ne întoarcem, să recapitulăm într-un fel aceste 35 de puncte, că sunt foarte, foarte importante, să le scrieți și dumneavoastră acasă, sau să le rescriem aici în studio, sau să le rescrieți acasă și să le dați din mână în mână, să-i întrebați și dumneavoastră pe useliști sau pe pedeliști, bă, de ce Crin al tău sau Băsescu al tău, de ce vorbește ca ălălaltul? De ce toți au același discurs? De ce sunt atât de multe asemănări între Crin Antonescu și Traian Băsescu? Nu ratați așadar ceea ce urmează, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.